Mi-amintesc că v-ați plâns la Consiliu pentru Nediscriminare pentru un incident cu un polițist de la Cahul, sau care după aceea a fost mutat la Chișinău, și care cumva v-a discriminat. Noastră ați sesizat că v-au discriminat. Ce a acest Consiliu? Deci era vorba despre fostul șef inspectorat al poliției de Cahul, Berceag Iurie. Discriminarea a fost constatată în 2016. Tot de Dar cât Consiliul ăsta? Tot Consiliul de Nediscriminare pentru Egalitate a constatat. da, Aha. Și acum, dar v-ați plâns repetat la ei. m-am plâns repetat deoarece discriminarea a continuat din 2016 încoace, periodic repetat. Încă m-am mai plâns eu la Consiliu că tot în 2017 eu m-am prezentat la Inspectoratul de Poliție acolo cu o plângere și acolo Doamne, ce-au făcut? Ne-au întocmit proces verbal pentru nesubordonare. Cum că eu să mă întorc vreo 20 de ori prin fața IPC acolo, că nu m-am subordonat. Oho. Deci, Un fel Doamne, de răfuială, așa, ca să vă descurajeze să mai scrieți plângeri. asta și-a fost. Deci am contestat eu acest proces contravențional și a fost menținut adică admisă contestația mea. Ei n-au mai contestat-o. Eu așa și am acel proces, decizie definitivă și irevocabilă. Dar pe data de 30 luna 7 2018 era zi de primire, într-o zi de luni am mers la audiență iarăși la șeful Inspectoratului Poliției Brăceac, iar greșalele polițistului Nicola Artur, care tot examina plângeri de mele și zic niște greșeli care doar trebuia să-i demonstrez foi. Și iarăși nu a vrut să mă primească, a zis că e în ședință. Eu m-am ignat. Cum poate el să fie în ședință? Cum poate să-și stabilească ședința, să nu mă anunțe sau nici să nu anunțe, nici să nu fie afișat la primul etaj, precum care ședință, deși pentru mine nu era înțeles. Înțeles. Este stabilită zi de audiență, doar avea 2 zile de audiență. Lunea de la ora 14 până la 17 și joia de la 14 până la 17. Alt tip nu-l mai puteai găsi, că el avea o gașcă de prieteni și mergea pe la prut, pe la vânătoare, nu la prut, la Dunăre, la vânătoare, la graniță. Ei, asta e o altă latură. Deci atunci, la data de 30, eu am mers la etajul 2 la cancelare și am depus o plângere, adică o cerere la cancelare și după aceea m-am ridicat la etajul 3 la un angajat de poliție, Tomoianu Nicolae, care el știa, a dat acordul că eu să merg și eram condusă de către un angajat la unitatea de gardă de jos, de la primul etaj, precum că eu perturbez activitatea. Deci am mers la etajul 3, dar la etajul 3 se află și biroul lui Briceag, se afla și biroul lui Berceag Iurie. Și eu în coridor am ieșit, zic, vă rog, sunați la unitatea de gardă la primul etaj, zic, poate s-a terminat acea ședință pe care avea pretenții. El era ora 16 și când eu eram la Inspectoratul de Poliție acolo. În momentul ăsta, eu când rugam angajatul de unitatea de gardă care pretenții mă conducea, iată, a ieșit Berceag din birou tot la etaj 3 și atunci eu încă e Bricea când m-a văzut, cum o nimeri femeia asta aici? Dar eu aveam înregistrare audio. Zic, eu nu sunt femeie, eu sunt un cetățean și am venit la audiență. Dar eu nu vă primesc. Părăsiți încinta, chem subalterne și aplic forța. Ce frică am tras, ceva strașnic. Până jos, totuși, eu m-am coborât, s-o coborât el primul, o izbit o ușă de asta de plastic peste brațul stâng, s-o constatat după aceea o echimoză. La primul etaj, el iarăși arogant, așa, dar știți, într-o formă sarcastică și într-o parte și în alta, foarte clar se vede pe video, cum o nimeri femeia asta aici? Eu vă zic că așa de speriată eram și am trecut printr-o perioadă de groază și de frică. Deci, până la urmă, eu m-am plâns la procuratură că a izbit ușa peste corpul meu. Până la curtea de apel am ajuns că ea ca nu s-au văzut și nici nu se văd vorbi, adică ofensatoare. Acum eu am Am la mână ascultat înregistrarea audio. și video acolo este. E da,
dați că vă zic până la urmă ce s-a întâmplat. La Consiliul pentru Asigurarea Egalității m-am plâns pentru că am fost discriminată pe criteriu de gen, că m-am gândit că dacă eram să fie bărbat, nu ne-a apucat amenda. Aici iar mi-a făcut proces contravențional pentru nesubordonare. Vă dați seama? La 30 luna a 7-a, se vede și din audio și se aude, clar se aude, chemați-l pe Patcaliuc și acum să-i întocmească proces contravențional pentru nesubordonare. Eu zic, pentru ce să ne întocmiți proces contravențional? Pentru că eu am solicitat audiență la dumneavoastră, dumneavoastră m-ați izgonit din Inspectoratul de Poliție acolo. Deci eu am depus plângerea la Consiliul pentru Asigurare și Eliminarea Discriminării puțin mai târziu, pentru că am fost internat în spital de vreo două ori. Am avut probleme care stresurile astea nu lasă loc. Nu-i problemă. Chestiunile astea de discriminare pot fi denunțate timp de un an, se pare, nu? Da, eu știam de acest lucru. Și deci Consiliul acum la data de... Da, să vedeți că eu am depus singur plângerea, n-am avut avocat. Richard Iuri a fost atras în această cauză în calitate de reclamant. Eu petiționară. Și deci s-a constatat de către... La ședință eu am fost singură, am prezentat probe, am prezentat referință, am susținut susțineri verbale. La ședința de judecată de acolo la Cahul sau la audierile publice de la Consiliul Nediscriminare? La Consiliul de Nediscriminare eu m-am prezentat singură. Și singură neapărată sau el n-a venit? El nu a venit, el doar a prezentat referințe și ceva materiale acolo. Da. Uh-huh. Da, da. Și deci, vă zic, iată, acum pe data de 18, ieri am primit, pe 24 am primit decizia motivată a Consiliului pentru Asigurarea Egalității și Eliminarea Discriminării, prin care s-a constatat un tip de discriminare numit victimizare. Adică eu sunt victima repetată a... Pentru că a denunțat faptele lui la organe, el se răfuiește cu dumneavoastră și asta tot e o formă de discriminare. Da. Discriminare repetată, ca și cum. Sau pedepsirea pentru că ai denunțat faptele lui de discriminare. E tot o faptă ilegală. Dar el a contestat data trecută, nu știți dacă a contestat. A contestat, dar li s-a respins contestația și noi avem câștig de cauză până la Curtea Supremă de Justiție pe acest caz. Bravo. Din 2016, da. El parcă nu și-a învățat, n-a învățat lecția. Și acum lucrează în organe? E polițist și acum? Da, e transferat la Chișinău, la INP, strada 102, Doga 102, din cât eu am reținut. Nu cunosc funcția, dar e transferat de la Cahul, l-a luat de aici de la Cahul, că el dacă a făcut trebușoară aici bună la Cahul, l-a dus și pe la Chișinău să mai fac trebușoară. Și Consiliul, deci faptele constatate reprezintă victimizare. Consiliul recomandă reclamantului să se abțină de la săvârșirea faptelor similare pentru viitor. O copie a prezentei decizii se remite Inspectoratul General de Poliție pentru a examina și întreprinde măsuri de informare și instruire pentru prevenirea faptelor similare pe viitor. O copie a prezentei decizii se remite Inspectoratul General, una la IPK, una și una la IGP. AMAI, pentru informare. Și deci curând va fi publicată decizia pe site-ul egalitate.md. Egalitate.md se numește site-ul. Da. Deci iată, Dar ziceați că amenzile cele aplicate de el au fost toate anulate de instanța de judecată. Da, au fost anulate de instanța de judecată. Nu le mai țin minte motivele care, că fapta nu a avut loc sau sincer vă zic, dar eu am prezentat aceste decizii, aceste hotărâri ale instanțelor, dar dumnealor de ce nu le-au contestat la Curtea de Apel, să spuneți? Aveau drept să contestat. Nu mai avut încredere și Curtea de Apel e acolo, la Cahul, pe loc, nu trebuia să duc foarte departe. Ei au avut tot dreptul să se conteste, de ce nu au contestat? Deci iată, evident, până la urmă, dovadă că chiar dacă se fac nedreptăți, există dreptate, există act de cojoc și pentru un șef de poliție, el ce era? Fostul comisar, cum ar veni, nu? Da. Dacă e șeful inspectoratului, comisarul. Iată, pentru el s-a găsit act de cojoc.
Există dreptate în Moldova? Înseamnă că nu trebuie să ne plângem, ci trebuie să facem ca Tamara Rotaru sau mai bine decât ea. E ceva... Nu se redă în cuvinte. Vă dați seama, o dată discriminată, a doua oară, dar plus la aceasta, încă câte plângeri, eu vedeam că el mă refuz, el ceva care nu se mai, nici nu mai vreau să vorbesc despre acest trecut. Însă acum este un angajat mai tânăr, e ceva diferit. Niciodată, tocmai și numărul personal mi l-a oferit în caz de ceva, doamna Tamara a apelat sau nu, chiar e ceva Ca șef al inspectoratului Cahul, da? Da, cum este nou numit. Vă zic, parcă vreau să cred că într-adevăr am acea încredere în poliție cum am avut-o până la incidentul cu Brăceagă Iurie. E ceva, nu se descrie. Îmi pare rău, mi-e rușine cei ce s-au primit, dar ei doar altceva nu știu să facă, știu să discrimineze cetățenii. Nu toți, nu-i așa? Ia că dacă găsim vreunul ca Iurie Briceag, îl putem strunii, îl putem plesni încât să ajungă în altă structură, să iasă de în funcție, iar cei care sunt buni putem să-i lăudăm sau pur și simplu putem să-i ignorăm, că așa trebuie să fie, așa prevede fișa postului. Polițistul, prin legea despre poliție, trebuie să apere drepturile omului în primul rând și după aceea ordinea publică, supremația legii și tot așa. Drepturile omului trebuie să apere polițistul. Să le amintim asta de fiecare dată când avem ocazie. Uitați-vă un punct ce spune aici. Analizând materialele dosarului, inclusiv înregistrările video prezentate, Consiliul stabilește că reclamantul, fără o la cunoștință de solicitările pensionarii, a solicitat acestea să părăsească încăperea inspectoratului. Consiliul își prezintă dezacordul cu opinia reclamantului, precum că necesitatea desfășurării audienței cu petiționara decade odată ce chestiunile au fost examinate anterior. Reclamantul nu poate cunoaște anticipat care era scopul pentru care petiționarul a solicitat audiență și nu putea aprecia în mod unilateral caracterul informațiilor pe care petiționarul urma să le prezinte în cadrul audienței. Reclamantul era conducătorul unei instituții publice în a cărui atribuții de serviciu revine sarcina de a primi în audiență persoanele care doresc să comunice anumite informații autorităților. Consiliul de asemenea notează că reclamantul, ca tati de șef al IP Cahul, trebuia să te prindă măsuri de rigoare în cazul în care pe agenda acestuia ar fi intervenit o ședință de lucru neprevăzută care ar coincidea cu programul de audiență, astfel încât să asigure că persoanele venite pentru audiență vor fi informate corespunzător și cu respect despre acest fapt. Ei puteau să stea în birou, puteau să facă diferite chestii de-a lor, unde se iasă la vânat, unde se iasă la luat cafea. Încă eu când eram acolo la inspectoratul de poliție, că acolo, deși el spune că era audiență, n-am văzut pe nimeni să iasă din birou, să aibă să fie cu un caiet sau cu ceva. Deci astea sunt niște brășoave de-a lor, deci nu știu cum să le spun, numai faptul că l-a ținut acolo, o stat ascuns, cumva nu să eu să-l deranjez. Deci iată, acestea sunt situații prin care am trecut eu. Interesant, bun de învățat, de imitat și sperăm să auzim vești bune de la dumneavoastră și în viitor, în continuare. Mulțumesc pentru relatare. Da, poftim, cele bune.